G2A, jocuri blandă bombă la prituri și mai blandă bombă. Link în descriere. Ori sunt eu cel mai ghinionist om, ori sunt cel mai ghinionist om. Nu înțeleg de ce morții mei nu pot să-mi comand și eu o pizza și să fie tot ok, frate. Mereu când îmi iau o pizza se întâmplă ceva groaznic. Da, ca aseară n-am pățit niciodată, bă. Bă, deci cea mai groaznică întâmplare cu pizza de până acum a fost când am fost cu băieții mei de pe YouTube în Brașov, ne-am închiriat un penthouse, pentru că știți, YouTube-ul ne plătește bine. Adevărul e că am făcut foamea o săptămână după, dar asta e partea a doua. Glumesc. Deci ne-am decis noi să mergem la Brașov, ne-am luat un penthouse frumos, așa vreo 4 nopți, toate bune și frumoase, ajungem acolo și ne e foame de murim și evident că ne gândim, bă, hai să ne luăm și noi o pizza ceva. Și cum nu știam pizzerii bune din oraș, am avut noroc că era cu noi fratele Crazy Man, care stă acolo și a zis, mândru, bă, frate, mândru, că știe el o pizza bună rău, mai bună decât orice am mâncat până acum, ok, ok. Și așa au zis chestia aia de parcă ar fi trăit pentru pizza aia, așa că înseamnă că trebuie să fie bună, nu? În fine, comandăm, pizza a fost 70 de fucking lei. În fine, noi oricum suntem bogați din YouTube, știți? You're trash. Vine pizza, o deschidem, ai de p***a mea, avea fucking ochiuri și tele mea. Venea să vă răz și pe pizza aia și pe Crazy, că ne-au zis să luăm de acolo. Bă, un gust din ăla oribil, frate, cred că căcatul era mai bun. N-am gustat căcat, dar cred că era mai bun. Tele mea o aia, frate, de pe ea încă era udă, ochiurile alea erau moi, gen se scurgea gălbenușul ăla pe toată pizza aia. Vin Vietnam flashbacks numai când mă gândesc la asta. Bă, o mușcătură am luat să nu mor prost, că poate era bună, știi? Și am scuipat, frate, și am comandat altceva, că nu puteam să mănânc așa ceva. În fine, asta a fost cea mai trash experiență cu pizza de până acum, pentru că ce am experimentat ieri, fratele, întrece pe toate. Deci la mine în oraș jur că e cea mai bună pizza pe care am mâncat-o în România și la Domino's în București. Pentru că e bună, frate, acolo, n-am ce să zic. Nu o să zic numele restaurantului că nu vreau să fac reclamă proastă sau ceva, să mă dea în judecat dracului sau ceva, că bine, oricum eu aș câștiga lejer pentru că sunt handicapat în ultimul hal și o să vă zic de ce. Deci am intrat pe ceva site de aici de la noi din oraș de unde îți cumperi mâncare. Era ora 00, adică 12 dimineața și nu mai erau multe de restaurante deschise, decât alea non-stop. Bun, am zis să-mi iau de la un restaurant că am mai comandat de acolo și nu a fost chiar așa de rău. Și puteam să-mi pun topping extra mozzarella și gorgonzola pe ea, ceea ce îi heaven. Comand, îmi vine mesaj de confirmare pe telefon, în 5-5 de minute era la ușă și după încă 10 minute era în burtă. Îmi dă mesaj cu un număr de la restaurant la care am sunat fix după ce am făcut comanda ca să le spun să nu sune la interfon când ajunge livratorul și să mă sune să ies afară ca să iau pizza, că nu voiam să-i trezesc toată casa, înțelegeți? Că nu, era 1 dimineața aproape, când ar fi trebuit să ajungă. Bună seara, pizza de căcat, cu ce vă putem ajuta? Am făcut o comandă pe adresa, ați vrea voi să știți, reptilienilor, să veniți la mine acasă, futu-vă. Am făcut o comandă și aș vrea să vă rog să-i spuneți livratorului să mă sune înainte să ajungă, să nu sune la interfon. Bine, bine, îi spunem, iștenem. Bun, așa, stau și o liniștit, bag un meci de Fortnite care suna bine rău de tot. Frec cobra până se fac 5 de minute de când am făcut comanda. Ce se întâmplă? Unde-i pizza? O trecut deja mai mult de o oră. Am zis că bă, mai stau puțin, mai aștept puțin să văd, poate întârzie 5-10 minute. Mai bag un meci de Fortnite după ce câștig, bineînțeles. Mă uit la ceas. Era 1:40, adică au trecut o oră și 40 de minute de când am făcut comanda. Și mie mi-au zis că în 5-5 de minute trebuie să ajungă pizza. Na bun, am și sunat la nedumeriții ăia în următoarea secundă. Au trecut aproape 2 ore de când am făcut comanda și încă nu mi-a ajuns. Unde e? E pe drum deja, dar băiatul e nou și e mai încet. A plecat acum 50 de minute, trebuie să ajungă. What? Păi mie că eu trebuie mai aștept încă fucking oră în plus să vină un căcat de pizza. Cu aia n-am mai mâncat de la amiază și fucking 2 dimineața deja. Ok, mai fragmentam încă vreo 5 minute și apare, bă, neandertalul ăla. Mai țieți minte când am zis să nu sune la interfon, că-mi trăiește toată casa? Normal că brain dead-o suna la interfon. M-am dus, i-am dat banii, am luat pizza, am mers în camera mea, m-am pus aici jos pe scaun și deschid capacul de la cutie. Și ghiciți ce? Mi-au greșit pizza, mi-au adus altă pizza. Cât de neandertal să fiți greșit o fucking pizza. E doar o sarște. You had only one job. Ce morți mei, așa greu să te uiți acolo ce-ți greșit să aduci sau să faci pizza corectă. Jesus. A, da, și șmecherul a zis că s-a făcut o greșeală la comanda anterioare și dacă poate păstra bonul. Deci, practic, dacă aș face plângere la protecția consumatorului, ar da de belele serioase că nu mi-a dat bon și, în primul rând, își bat pula de foamea mea, ceea ce e mai grav. În fine, deci pizza e greșită, sun înapoi la pizzerie, îmi răspunde altă femeie care era un groacă, alo, ciocolomă, poftiță, ce dorește la dumneavoastră? Am comandat o pizza acum 2 ore și, pe lângă că mi-au întârziat, ați adus și pizza greșită, vă rog să mi-o schimbați. Ce pizza ați cerut, domnul? Funghi cu topping de mozzarella și gorgonzola
și am primit altceva, vă rog să mi-o schimbați că vă dau un judecată ftuvâng. Ok, bine, asta n-am zis. Ok, o să trimit Borat să schimbe pizza la dumneavoastră. Am mai stat încă fucking 30 de minute până să vină ăla să-mi schimbe pizza. Sună la interfon, din nou la interfon și am zis și a doua oară să nu mă sune. Să nu sune la interfon, să mă sune la telefon. Nu știu ce mi-a zice ăla, ne cerem scuze, țugem dicu alea, îmi schimbă pizza, ajung pe scaun, deschid pizza și ghiciți ce. Mi-au greșit din nou să mă fut în ea de lume, dar cu ce ți-am greșit? Din cauza că făceam cyberbully la copii pe YouTube înainte? Deja m-am enervat până peste limite, frate. Cum poate cineva să fie așa de handicapat să greșească nu odată, de două ori o pizza? Îi sun și nici nu o las pe aia să-mi zică bună seara. Am comandat o pizza acum 2 ore jumate și pe lângă că mi-a întârziat foarte mult, am primit a doua oară pizza greșită. Cum e posibil așa ceva, băga-mea, și cum să fiți așa de proști în handicapat? Folosiți-vă dracu creierul, că de-aia l-aveți acolo. Bine, nu am zis aia, am zis doar cum e posibil așa ceva. Ce pizza luat la voi? Funghi, mozzarella și gorgonzola și am primit de 2 ore altceva. Stați să chem colega. Lati, gheareide. Funghi. Deci? Funghi, Lati, funghi. Sunat la voi imediat că nu ne merge creierul. Ok. Bă, mă enervasem ultimul hardcore aici, nebun. Îmi venea să mă urc în mașină, să merg acolo, să mă piși pe pizza lor și să le dau înapoi. Mă piși pe ei de bani, că mie nu mi-e de bani aia. Mie era că muream de foame, frate. Muream de foame și nu mai eram capabil să fac videoclipul ăsta astăzi. Mă sună înapoi după, fraților. Fiți atenți aici. Luați-i spus că putem schimba pizza. Ok, și cât durează până mi-o livrați? 2 ore. 2 ore? Păi cum? Dumnezeu, 2 ore, tu femeie, tu, că eu am făcut acum 3 ore o comandă și mi-ați adus de 2 ori pizza greșită și acum mă pui să mai stau încă 2 ore să-mi aduceți iarăși pizza greșită? Coaie, unii trebuie să facă test de IQ înainte să se angajeze, că e grav rău de tot. Multe comenzi avem și nu putem mai repede. Păi cum adică nu puteți mai repede? Eu am făcut o comandă acum 3 ore și îmi ziceți că după ce ați greșit de 2 ori pizza, eu trebuie să mai stau până la 5 dimineața, trebuie să-mi aduceți poșurca aia de pizza care probabil e făcută la microunde. De-aia e congelată. Am IQ la minus. Aduceți-mi bani înapoi și dacă nu sunteți în 20 de minute la mine la telefon, am făcut plângere, că nici bonul mi-ați dat. I-am închis telefonul, eram super nervos, în fine, bineînțeles că o dura mai mult de 20 de minute ca să mi aducă banii ăia, dar n-am zis nimic, că deja mi-ajungea, frate, eram prea nervos, voiam dracului să mănânc, mi-am făcut ceva de mâncare ce am găsit pe aici și asta a fost. Și cam așa au stat redul nemâncat o noapte. Nu mai cumpăr pizza de acolo niciodată în viața mea și jur că la toți cunoscuții pe care ești să nu cumpere de acolo, că e cel mai trash restaurant vreodată. Ok, nu o să zic numele vouă pentru că nu vreau să intru în belele în șiet. Dar oricum sper că toți care au lucrat în seara aia să fie concediați. Nu aveți dreptul la loc de muncă dacă aveți așa capacitate intelectuală scăzută. Click dreapta, delete în morții, mai nu stă la discuții. Sper că v-a plăcut povestea asta tragică. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și prietenilor voștri un share, ajută extrem de mult. Și dacă puneți un story pe Insta unde îmi dați tag când vă uitați la video, vă pun la mine pe story, faceți și voi rost de niște gagici. Da, nu uitați să dați subscribe, să activați clopoțelul. Sunteți cei mai mari zei dacă activați clopoțelul. Să facem 240 ca ar fi genial. Și spuneți-mi dacă vreți să mai povestesc chestii de genul, că am foarte multe mizerii pe care de-abia aștept să vi le spun. V-am pupat, un like egal o pizza livrată la timp. Winner one hell of a kid, I am smoking gas, jugging me. I'm lit, what you doing, I done did, I swear. Slick talker since a jit, finesse. I know that this what they want, facts. Run up some money, I'm